Bărbatul a fost dus la spitalul din Târgu Cărbunești în stare gravă, iar de acolo a fost transportat cu o ambulanță la Craiova, unde și-a dat ultima suflare. Localnicii spun că în casa s-ar mai fi aflat și un bărbat din localitate care ar fi contribuit la decesul lui Relu. La data de 1 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați de către Spitalul Județean de Urgență Craiova despre faptul că un bărbat de 56 de ani, domiciliat în comuna Licurici, a decedat fiind internat în această unitate spitalicească din data de 5 octombrie anul curent, ca urmare a unor arsuri suferite. A fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești. Se efectuează cercetări cu privire la cauzele și condițiile care au condus la producerea evenimentului. Poliția nu confirmă crima vehiculată de gura satului și încă se efectuează cercetări cu privire la cauzele care au condus la producerea evenimentului. Corpul neînsuflețit al decedatului se află încă la morga din Craiova și ancheta continuă.